Doamnelor, domnilor, bun găsit la Echidistant. Sunt Marian Cioacă și astăzi, timp de 30 de minute, vă invit să ne fiți alături la o discuție despre politică externă. Vom vedea astăzi imagini și clipuri video din capitala libaneză cu o atmosferă dezolantă. Clădiri și mașini distruse, străzi pulverizate și sute de oameni răniți. Cel puțin 100 de persoane au murit în urma deflagrației, iar alți 4.000 suferă răni de pe urma exploziei. Numărul morților și răniților va continua să crească pe măsură ce magnitudinea dezastrului devine din ce în ce mai vizibilă. Despre toate acestea, dar și despre multe alte lucruri, vom dezbate alături de invitatul meu, domnul Marian Zidaru, analist de politică externă. Bun găsit! Ne bucurăm că v-ați făcut timp și ați venit alături de noi. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Ce s-a întâmplat în Beirut, domnule Zidaru? Eu cred că a fost o neglijență crasă. De altfel, văd că în ultimele zile au fost mai multe evenimente de genul ăsta. Chiar citam despre unul din Coreea de Nord, unde a explodat o conductă de gaze. Bine, pagubele au fost mult mai mici decât evident, la evident. Beirut. Se vorbește de vreo 10 morți, 30 de răniți și acolo. Deci, în cazul unor astfel de evenimente, lucrurile pot scăpa de sub control ușor dacă nu ești atent, nu ești cu ochii pe situația respectivă. Iar cei din Beirut sigur n-au fost nu, atenți. Deci, acolo chiar e vorba de neglijență crasă, în primul rând, să ții 6 ani. 2750 de tone de nitrat de amoniu și să nu iei nicio măsură cu el, să nu verifici. Am înțeles, au arestat nava aia moldovenească, cu pavilion moldovenesc, era abandonată ulterior de proprietar. Da, au abandonat-o, dar, domne, totuși, când ai o astfel de bombă, că e vorba de o bombă, așa, și care reprezintă un risc uriaș, o asemenea cantitate. S-a văzut ce a putut face, da, trebuie să fii cu ochii în patru. Deci trebuie să verifici, domne, care sunt condițiile de depozitare, care sunt, să pui acolo niște oameni care să monitorizeze situația, nu lasă așa lucrurile. 6 ani, nu vorbim de câteva săptămâni. Da, vorbesc de 5 zile sau nu știu ce, de 6 ani de zile. Deci trebuie să rezolve într-un fel situația, nu trebuie lăsată acolo atâta timp. Am avut un incendiu la hangarul 9, extins la hangarul 12. Se cunosc cauzele izbucnirii acestui incendiu în momentul de față? Nu, n-am văzut niciun fel de cauze. Sunt anchete în desfășurare, vom vedea ce va fi. Dar cert este că aici a fost o neglijență crasă la Beirut. Așa. Și probabil că vor fi luate măsuri împotriva... Da, deja împotriva sunt, cui și... Împotriva, văd că deocamdată sunt arestați cei din conducerea portului. Bine, au responsabilitatea lor, fără doar și poate. Cei de la autoritatea vamală au declarat că au făcut nenumărate plângeri și sesizări referitoare la cantitatea de amoniu. Da. Deci nu e o chestie de glumă acolo. Bine, s-au lansat tot felul de ipoteze cu posibilitate. Până și Trump a zis la un moment dat că, domne, că e posibil să fi fost un atac. Până acum nu sunt indicii clare că cineva sau o organizație teroristă și acolo, deci Libanul nu duce lipsă de așa ceva. Sunt și șiiți, și suniți, și de toate pe acolo, care deci grupuri rivale care ar putea să profite de așa ceva, dar după părerea mea deocamdată la stadiu cercetării administrative sau penale, că se va deschide și un dosar, sau chiar mai multe dosare penale, am înțeles că sunt pe rol la autoritatea libaneză care este responsabilă de situația respectivă, încă nu sunt indicii. Deci, de altfel, președintele Trump, am înțeles că a revenit, probabil că a fost sfătuit de consilier și a zis că deocamdată nu sunt indicii care să ne conducă la un atac. O astfel de explozie, mă rog, nu la magnitudinea de acum, a mai avut loc în urmă cu 15 ani, știți foarte bine, atunci primul ministru Hariri, dacă mi-am Hariri, spus, da, a fost ucis în explozie. Da, bine, atunci se pare că a fost vorba de un atentat. Cu totul și cu totul diferit. Aici o neglijență crasă, clar. Fără doar și poate acolo. Deci, Libanul, în materie de atentate, e, cum să spun, ceva obișnuit și principalele ținte sunt oamenii politici. Acolo există mai multe comunități, e comunitatea sunită, comunitatea șiită,
Comunitatea Creștină, așa, și mai sunt și alte comunități mai mici. Acestea au ajuns la un moment dat la un acord ca președintele să fie reprezentat de o anumită comunitate, primul ministru de la altă comunitate, dar luptele interne între aceste comunități, știți foarte bine că în 76 a izbucnit un război generalizat în care au fost implicate mai toate comunitățile și care a făcut multe victime și a transformat Beirutul în ceea ce este acum după explozie. Deci reconstrucția după anii 90, probabil că durata războiului a fost influențată și de războiul rece, pentru că spre exemplu milițiile druze ale familiei Jumblat acolo erau sponsorizate de Uniunea Sovietică. Israelul sponsoriza și el comunitatea creștin-maronită, așa, alte state arabe, diversele organizații, inclusiv Iranul, Iranul nu este arab, da? Sponsorizau și Hezbollahul, care are o lungă istorie în materie de atentate anti-israeliene, și acolo era practic un viespar. Au ajuns la, în sfârșit, după ce au tăiat rușii sponsorizările, au ajuns la un consens, dar din când în când mai apar situații din astea. Și luptele surde, ca să zic așa, ca continuă. Da? Da, există o explicație pentru care substanțele periculoase nu au fost evacuate timp de 6 ani? Deocamdată în acest stadiu al cercetării... Ce se dorea cu ele? Se deocamdată în acest stadiu al cercetării judiciare nu avem indicii să existe o astfel de... Probabil un fel de... Hai să-i spunem jumătate un fișism care, Doamne ferește, și pe la noi există și, Doamne ferește, să avem o situație din asta, să ne trezim cu o astfel de explozie. O situație asemănătoare în port. Cum avem noi portul Constanța aici. Sper că asta va fi o lecție, dar mă rog, știți cum e. În istorie oamenii învață că nu învață nimic. Așa, din s-au mai calmat lecțiile trecutului. Lucrurile în politica internațională în momentul de față? Sunt aceleași. Ceea ce e nou, ceea ce mi se pare ca element important de noutate, este că au început negocierile deocamdată timid, Pompeo zice că s-au făcut niște progrese, nu știm încă ce progrese s-au făcut, cu privire la tratatul START pentru limitarea armelor nucleare. Asta e un lucru foarte important, deoarece vechiul tratat expiră la anul pe 5 februarie. Da? Primele două puteri care au câteva mii de focoase fiecare, deci Rusia și Statele Unite, negociază deocamdată. Se vorbește și despre China, care urmează să se alăture, dar problema este că nu numai aceste trei state dețin arme nucleare, mai este Marea Britanie, mai este Franța. Bine, ei sunt mai ușor de convins. Coreea de Nord. Dar unii, India, precum Coreea de Nord, India, Pakistan, aici situația este mai gravă. Și mai e și Israelul, despre care se afirmă că deține undeva între 100 sau între 80 și vreo 300 de focoase nucleare. Deci, un acord generalizat e mai greu de obținut decât în vremea războiului. Și atunci erau 5, se înțelegeau cât de cât, băi, mai las eu, mai nu știu ce, pentru că oricum existau destule focoase nucleare să distrugă lumea de nu știu câte ori, de vreo 5-6 ori. Acum numărul s-a mai redus. Dacă nu ajung la un acord, există riscul să înceapă o nouă cursă a armărilor nucleare și iar să explodeze numărul. Rușii, care vorba aceea sunt short of money, cum zice englezul, nu au interesul să nu negocieze. Ba chiar președintele Putin și ministrul de externe Lavrov și-au exprimat dorința să ajungă la un acord în repetate rândul cu Statele Unite. Eu cred că se va ajunge, cel puțin între aceste două puteri, se va ajunge la un acord de limitare care să dureze măcar un 7-8-10 ani și să
Nu că ar fi, cum să spun eu, neapărat, deci necesar, ar dispare, nu, e necesar, ar dispare, ca să zic așa, pericolul armelor nucleare, dar măcar s-ar limita această cursă și ar exista un soi de control asupra înarmărilor nucleare, ceea ce este foarte important, după părerea mea. Deci este principala problemă de securitate a lumii, acordul nuclear. Încă avem foarte multe conflicte care se derulează pe mapa mond, unele mai cu un impact mai puternic, altele mai puțin importante. Da. Am vrea să le trecem puțin în revistă. Siria pare să fie parcă cel mai fierbinte deocamdată. Dacă ne uităm cel puțin la numărul morților în 3 ani, 191.000 de oameni au murit în acel conflict. Așa este. Dar deocamdată în Siria există un acord de bine de rău între Rusia și Turcia, care după ofensiva de la sfârșitul anului trecut, octombrie-noiembrie, lansată de către trupele turce, în care au ocupat, dacă nu mă înșel, vreo 3-4 mii de kilometri pătrați din teritoriul curd. E bine să le spunem telespectatorilor că a început conflictul în 2011. Da, a început în 2011, dar mă referam la ultimele evoluții. Deci aceea a fost cea mai gravă criză, pentru că a implicat Turcia, care este unul dintre cei mai importanți actori politici din zona, și hai să-i numim. Vă rog, da, deci Rusia este implicată, Statele Unite, deocamdată când au auzit de ofensiva turcă, și-au retras forțele din zonă, și lucru foarte criticat, domne, stai, au zis mai ales democrații, stai, domne, ce facem, ne abandonăm aliații curzi. Deci Iran și Rusia sprijină armata siriană. Arabia Saudită și Coreea de Nord a avut vreo implicare, pentru că s-a vehiculat că ar fi avut. Coreea de Nord are un program de are un program de colaborare în domeniul armamentului cu Iranul, așa. Au produs ceva rachete și submarine în comun, dar acum Iranul are alte probleme mult mai importante, iar Coreea de Nord nu se prea implică în zona atât de... Ei au problemele lor acolo. Dar ce vreau să spun, că situația este atât de complicată în zona asta, încât, deci Iran cu Rusia pe de o parte, pe cealaltă parte. Cine cu cine? Deci, hai să luăm așa. Siria. Turcia, vă rog, da. Siria, da? Da. E guvernul Assad, care este sprijinit clar deci foarte de Rusia, pro-guvernamentale, putem și de Iran, da? Și de Iran. Iar de pe acea cealaltă rebelii. Aparent. SUA, da, vă rog. Da. SUA este împotriva guvernului Al-Assad și sprijină, așa zisele, da? Forțe democratice. Cu noi. Turcia, cu Qatarul, cu... Da? Turcia cu Qatarul sprijină... Și cu Arabia Saudită, am putea spune. Da, și cu Arabia Saudită sprijină opoziția, dar nu neapărat aceleași grupuri de opoziție. Turcii sprijină turmenii lor, care sunt în nord, mai ales pe ea îi finanțează, în timp ce saudiții finanțează niște grupări islamiste. Inclusiv ISIS-ul l-au finanțat, dar acum, după ce au făcut scandal americanii, aici aparent ar fi aliați saudiții, dar de fapt nu sunt. Că unii sprijină o grupare, alții altă grupare. Înțelegeți? Dar de fapt sunt în opoziție cu rușii și guvernul, dar sunt în opoziție și ei între ei. Deci o situație. Iranul de complicat. Da, foarte complicat. Iranul și Rusia. Hai să-i luăm, că fac un studiu cu privire la... Pro-guvernamentali. Da, fac un studiu cu privire la situația din zona extinsă și intră și Siria aici. Și vreau să-l public în toamnă, poate discutăm despre... Sigur că da. Când îl public, da. Când reușesc să-l public. Să vedem de unde fac acolo și de bani. Iranul. Deci nu sprijină neapărat guvernul Al-Assad. Mai puțin. Rușii mai mult, deci rușii le furnizează arme. Ei sprijină grupări paramilitare care nu sunt sub controlul lui Al-Assad. Deci sunt sub controlul lor, pentru că îi dau bani. Da? Rușii nu îi sprijină pe aia. Rușii sprijină pe ăștia de la guvern. Rușilor nu le convine și nici lui Bashar Al-Assad nu prea-i convine, pentru că ei nu controlează aceste grupări. Dacă
acești indivizi mâine vor să atace guvernul Abasar, îl atacă, dacă primesc ordine de sud. Cine dă banul, dă și ordinele. Da, da? Bă, eliminarea lui Bashar ar calma lucrurile sau n-o ar accentua? Nu cred. Nu. Categoric nu. Păi și atunci, care ar fi soluția rezolvării unui acestui conflict? Pentru că soluția ar fi să se strângă toți sponsorii, deci toți ăia care dau banii și dau bani și la unii și să ajungă la un acord. Să-și împartă cumva sferele de influență. Că despre asta vorbim. Despre petrol, despre conducte care ar fi urmat să treacă prin Siria către Europa dinspre Arabia Saudită sau petrol controlat de către ruși în zona aia. Deci vorbim în primul rând. Deci follow the money, cum zice americanul. Cam asta este ideea. O altă zonă fierbinte pe mapa mond ar fi Irakul. Da. Vă rog, dacă și Irakul, într-adevăr. Și aici, un conflict din 2011, la fel. Da, și aici avem baze americane în zonă, baze europene. Avem și iiții care sunt pro-iranieni. Și suniții. Suniții care sunt pro-saudiți. Așa, și avem iarăși un fel de viespar. Iranul a avut acest recent meci între ghilimele, cu asasinarea comandantului Soleimani, da, de către americani, a retaliat cu bomba aia care, mă rog, mai mult de așa, formă, da. De consum intern a fost. Doamne, uite, guvernul... Să nu zică lumea, să nu zică că n-a făcut, lumea că n-a făcut nimic. Da, da. Că, nici nu aveau. După aia mai făcut și acea gafă cu avionul acela doborât, care a arătat starea destul de jalnică a apărării antieriene a Iranului. Deci în cazul unei ofensive americane sunt varză. Deci nu pot să facă față dacă nu iau măsuri de modernizare. Iar măsuri de modernizare nu au decât să importe din Rusia sau China. Că nimeni nu le dă armament. Și aici e o problemă că rușii și chinezii deocamdată par a respecta embargo-ul, nu neapărat din dorința de a că vor ei să respecte. Dar, v-am zis, situația, implicarea Iranului în zona aia, parcă îi face să fie, mai ales păruși, să-i fie reticenți. Dom'le, ăștia nu controlează și dacă într-o zi se hotărăsc să se răscoale împotriva oamenilor noștri, atunci noi pierdem. Deci nu sunt chiar atât de dispuși să le dea gratis armament. Dar în același timp vor să, cum să vă spun eu, să păstreze Iranul într-o oarecare sferă de interes rusească. Deci nu vor să și-l depărteze, pentru că într-o situație de conflict cu celelalte puteri regionale, respectiv Turcia, Israel, Arabia Saudită, Iranul e bun și el de ceva. Și s-a dovedit că e bun de ceva că a luptat împotriva celor sprijiniți de Arabia Saudită. Arabia Saudită, care este un actor important și în Irak și în Siria, are armată foarte tehnologică. Și în Yemen, că uitasem, Yemenul este iarăși foarte important, iar Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite s-au implicat militar puternic acolo în zonă. Are aceste interese în Siria și Irak, dar interesele sale, deși la un moment dat păreau că sunt convergente cu cele turcești, s-au dovedit că nu e așa. Turcia sprijină Qatarul, care este un regim care ideologic e mai apropiat de ei. În schimb, Arabia Saudită nu ar vrea să rămână situația așa, pentru că ei consideră Qatarul ca fiind în zona lor de influență acolo. Iar din acest punct de vedere interesele lor se ciocnesc. Qatarul, un stat mic. Un stat mic, da, dar bogat. Bogat, e adevărat, bogat. Dar cu ce forță militară? N-au cine știe ce forță militară, au câteva 20-30 de mii de soldați, nu mai rețin acum cu exactitate să vă dau cifre exacte, dar au o bază militară americană foarte puternică în zonă și asta e cam reține pe. În plus, Turcia au trimis și ceva soldați în zonă sau consilieri militari. Așa. O altă situație care implică cele două, aceste puteri, da, e cea din Libia, unde vedeți dumneavoastră, turcii sprijină trupele guvernamentale care au obținut ceva victorii împotriva mareșalului Haftar, trupelor rebele sau trupelor, cum se zice, a adunării deputaților din Libia,
care e împotriva guvernului. În schimb, Rusia, Egiptul, care este sponsorizată de către actualul regim, este sponsorizat. Turcia, la un moment dat, a sponsorizat fostul regim. Murabak, dacă nu mă înșel, în Egipt, Murabak nu era cu Turcia, celălalt care l-a înlocuit cu M, îmi scap acum numele. Da. Deci, cât a fost acela la putere, Turcia au sprijinit, erau, din punct de vedere ideologic, erau foarte apropiați. Deci, regimul fraților musulmani, da? După ce armata l-a doborât de la putere pe acest regim, da, așa, relațiile Egiptului cu Turciei s-au răcit foarte mult, în schimb s-au îmbunătățit relațiile Egiptului cu Arabia Saudită. Egiptul acum sprijină și el armatele rebele alături de Arabia Saudită și, surpriză, și Rusia. Deci Rusia în acest conflict e împotriva Turciei, care sprijină trupele guvernamentale. Rusia, ba chiar, dacă îmi dați voie, că zic eu că e foarte important, ba chiar între membrii Uniunii Europene sunt divergențe. Spre exemplu, Franța sprijină pe rebeli alături de Arabia Saudită și Egipt, în timp ce Italia sprijină pe cei de la putere, pe guvern. Da. Deci, iată o serie de interese atât de divergente încât era băiatul acela cu bretele, a avut o emisiune și, bine, un fel de parodia pe președinte cu problemele pe care era Obama atunci când a făcut emisiunea pe vremea lui Obama. Și la un moment dat își pusese un fel de batic de ăsta, nu știu cum așa în cap. Domne, zice, doare capul, de ce e aici? Nu mai înțeleg nimic. Care cu care e? Deci, e adevărat, atâtea... destul de complicat, foarte da, complicat. Da, este foarte complicat. Adică aici necesită acțiuni de finețe. După părerea mea, obiectivul Rusiei în toate aceste conflicte este să nu intre în conflict cu o putere majoră. Și să repetăm, astea sunt Turcia, Iranul, Arabia Saudită și Israelul. Și deci, Statele Unite, evident. Și sta bine între Statele Unite, că a fost un episod cu ăia de la Wagner, da, care au încercat marea cu degetul și au primit, mă rog, niște bombe în cap. Conflictul din Ucraina. Conflictul avem o invazie voalată așa a Rusiei în Donbas. Adică avem așa o invazie voalată a Rusiei în Donbas. Bine, e o situație din 2014 asta, da. E acest format Normandia, acum iar au ajuns la un care cuprinde Germania și Franța, pe lângă Rusia și, bineînțeles, Ucraina, dar, deci în fiecare lună, aproape lunar, se întâmplă că apare câte un acord și în fiecare care minune durează vreo 2-3 zile. Deci a apărut acordul azi și poi mâine s-a terminat. Încep să-și tragă, ba lovituri de artilerie, ba bombardează nu știu ce. Deci e o situație, cum să zic, un never ending story, care nu e în avantajul Ucrainei. Deocamdată tot ce vă pot spune că Ucraina se înarmează în continuare, bine, nu că Rusia ar face-o, dar o face și la o scară mult mai mare, dar primește, spre exemplu, citeam luna trecută că Statele Unite au acordat un ajutor militar de vreo, parcă 60 de milioane de dolari, constând în rachete Javelin, rachete antitank, dar foarte performant. Acum, cum spunea cineva, zice, domne, bun, le acord, dar ăștia trebuie să învețe să le folosească. Asta este problema. Da, e o altă tehnologie. Pe de altă parte, mai e o problemă. De pe vremea Unii Sovietice, Ucraina a moștenit o industrie foarte complexă. Era a doua industrie din fosta URSS. Și fabricau așa. Fabricau avioane Antonov, da? Da. De transport. Fabricau tankuri T-80. Așa. Continuă să le fabrice, dar dacă primesc material occidental, această industrie s-ar putea duce pe copcă.
De ce? Pentru că dacă nu retehnologizează și nu ajung la niște standarde, iarăși nu e bine, iarăși, deci se întâmplă că sunt pierdute niște locuri de muncă, se întâmplă că trebuie să se învețe cu noua tehnologie, se întâmplă că deocamdată nu par a fi interesați occidentalii să investească în această industrie. Adică, bun, de acord, vrei să schimbi, să aduci la standarde NATO, cum toată ziua... Eu mă mai uit, săptămâna mă uit prin presa ucrainiană, de limba engleză, nu știu ucrainiană, așa, și văd, da, nu știu ce, hai să standardizăm la nivel NATO, la nu știu ce. Foarte bine, de acord, dar ce faci cu ăștia? Pentru că dacă nu investești în industria pe care o ai deja, aia moare. Deci nu mai. Dacă nu faci fac comenzi, deci dacă nu, statul ucrainean nu face comenzi, așa, uite, la ruși e o situație diferită. Nu fac comenzi ei statul prea mare, dar în schimb au clienții lor. Ai India, e Algeria, mai sunt niște state de prin Asia de Sud-Est care fac. Vietnam, spre exemplu, face comenzi importante, chiar mai importante decât statul rus. Dar ei nu au o industrie care să le permită o astfel de situație. Și dacă nu fac ei comenzi, atunci asta moare. Moare. Și cu ce înlocuiești? Ce pui în loc? Asta e situația. Un alt conflict destul de important este cel din Fâșia Gaza, israelieni și palestinieni. Este numit chiar cel mai dificil de rezolvat conflict de pe mapa mond. Și poate ne explicați de ce este atât de dificil de rezolvat. Da, e dificil pentru că în conformitate cu rezoluțiile ONU din 1948, după conflictul din 47-48 între arabi și evrei, câștigat de evrei, deci rezoluțiile ONU prevedeau existența două state, Israelul și Palestina. Niciuna din părți, timp de, deci în perioada războiului rece, până la acordurile de la Oslo, nu au acceptat existența celelalte părți. De fapt, un conflict destul de vechi, din 48. Da, 50 de ani de omoruri, vă dați seama. Au fost armistiții, dar au fost și atacuri? În anii războiului rece n-au fost armistiții. Tocmai asta e, că nu, Israelul n-a acceptat să trateze cu palestinienii și nici palestinienii, asta este, că nici palestinienii n-au acceptat să trateze, deci, decât Israel foarte și, greu. Și gruparea Hamas nu au un armistițiu? Da, au, da, asta se va încălca, nu e problemă, asta se va încălca, dar Hamasul are militanți și în Palestina, fără doar și poate, dar principalele lor baze sunt în Liban și au fost câteva operații militare israeliene, de fapt cam anual bombardează aviația israeliană bazele militare ale Hamas din zona Libanului. Pe final, deci, la un moment dat erau în Siria, bine, nu Hamasul, ci frontul era Palestinei, dar nu în Siria, în Iordania, scuzați-mă, așa, dar nu au reușit să se mențină acolo datorită unui comportament al acestor organizații palestine și au fost expulzate de către fostul rege al Iordaniei. Dar și-au găsit aici și tot aici a apărut și această miliție prin anii 80, Hezbollah, care e sponsorizată de Iran. Pe final, conflictul din Coreea, dintre cele două Coree, început în 1945, acum pare că lucrurile s-au îmbunătățit. Da, deocamdată e înghețat, așa, încă nu avem un acord, cum să zic eu, global, dar măcar deocamdată au mai lăsat tonul jos și unii și alții. Nu mai pare o problemă presantă programul nuclear corean. Bine, și coreenii au lăsat-o mai moale, nord-coreenii, cu programul, deși n-au renunțat la el și nu cred că vor renunța. Se pare că există, cum să zic eu, un algoritm ca să ne țină în priză. Când se încălzește în Orientul Mijlociu, când acolo o lasă mai moale, izbucnește în Donbas, după aia trece prin Coreea și există. Peste nu tot, ne da, sunt și alte conflicte, este adevărat, în Afganistan, în Nigeria, în Somalia, Sudan, Yemen. A fost Yemen, un atac ISIS acum 3 zile, dacă nu mă înșel, în care au murit 29 de oameni. Da? La Jalalabad.
oraș strategic, încă pe vremea ocupației sovietice, acolo s-au dat lupte foarte grele și au murit foarte mulți oameni. Mulțumesc, mulțumesc frumos pentru prezența de astăzi, a fost o plăcere să stăm de vorbă. Atât pentru astăzi, doamnelor, domnilor, până data viitoare, numai bine, o seară frumoasă, la revedere!